Primul punct de prim ajutor din zonele izolate ale județului va fi inaugurat la jumătatea săptămânii viitoare în satul Tomuleș, comuna Toporul. Centrul este dotat cu materiale sanitare, glucometru, tensiometru și electrocardiograf cu telecitire. Acesta a fost amenajat în casa unei familii de giurgiuveni. Miercuri 22 ianuarie 2014 va avea loc inaugurarea punctului de prim ajutor în zone izolate, un proiect al Crucii Roșii Române. Înființarea acestor puncte de prim ajutor încearcă să acopere intervalul de timp scurt de la producerea evenimentului și până când poate interveni personal medical calificat. Scopul acestui punct de prim ajutor permanent este de a reduce numărul persoanelor care își pierd viața sau li se agravează problemele de sănătate în zonele izolate. Am ales satul Tomulești, deoarece se ajunge foarte greu vara, dar în timpul iernii, și ne-a determinat mai mult situația care s-a creat în iarna 2011-2012, când satul Tomulești și comuna Toporu au fost izolate timp de 2 săptămâni. Familia Niculici este prima din Giurgiu care este dispusă 24 din 24 de ore să acorde asistență de prim ajutor cetățenilor din satul Tomuleș pe bază de voluntariat. Aceștia au fost instruiți în ceea ce privește acordarea de îngrijiri medicale de instructori de specialitate din Crucea Roșie. Datorită acestei familii care a pus la dispoziție o cameră adecvată desfășurării unei astfel de activități, cetățenii comunei Toporu pot apela cu încredere în cazul unei calamități naturale.